Vânătoarea de oligarhi ruși în Europa se mișcă mai greu decât se estima inițial. Dificultatea de a lega o proprietate de lux de numele unui miliardar apropiat al lui Putin este principalul motiv. Exemplul Spaniei este unul elocvent. La aproape două săptămâni de când însuși premierul Pedro Sánchez anunța începutul sancțiunilor, au fost puse sub sechestru doar trei iahturi despre care sunt indicii că ar aparține oligarhilor ruși. Acesta este iahtul Crescent. El este blocat de autoritățile spaniole în portul mediteranean Tarragona. Iahtul acela negru a fost pus în vânzare în 2016 cu 600 de milioane de dolari. Cine vrea să-l cumpere trebuie să aibă puși bani deoparte. De ce? Pentru că întreținerea lui costă cam 10% din valoare, adică aproape 60 de milioane de dolari. Crescent este unul dintre cele mai mari iahturi din lume. Are 8 camere pregătite pentru 40 de oaspeți, cazino, piscină și restaurant. Echipajul este format din 40 de marinari, care au și ei 20 de camere. Se poate și închiria. Pentru o săptămână pe Mediterana, prețul poate ajunge la 200.000 de euro. Oficial, el aparține unui offshore care are sediu în insulele Cayman, un paradis fiscal cunoscut. În dreptul proprietarului, pe site-urile de specialitate, scrie proprietar necunoscut. Sechestrul a fost pus însă în baza unor informații care spun că proprietarul ar fi Igor Sechin, unul dintre șefii companiei petroliere rusești Rosneft. Informațiile sunt greu de obținut. Pentru cele trei iahturi blocate până acum în porturile spaniole, sursa principală este celebrul scandal Panama Papers. Specialiștii în drept maritim susțin că măsura este foarte greu de implementat. Esa conexión poate exista. Această legătură poate fi, dar avem o problemă. Acest oligarh rus nu apare în hârtii. Apare un membru al familiei. E cert că a fost văzut la bord, dar e important să fie și o bază documentală pentru a imobiliza. În Spania avem o regulă. Trebuie căutat să se vadă dacă această persoană chiar apare printre proprietarii. Igor Sechin a fost identificat prin informații din mai multe surse, inclusiv din cele furnizate de serviciile secrete din mai multe state europene. Așa a fost sechestrat și alt iaht care i-ar aparține. Amore Vero, cu o valoare estimată la 120 de milioane de euro, este acum blocat într-un port francez.